Învăț și eu câte ceva nou. Salamat po! Așa se spune mulțumesc în filipineză. Mulțumim tare mult! Doamnelor și domnilor, prieteni buni, cu granița alături de noi, acolo unde ne place sau pe acolo unde ne place întotdeauna să trecem, când mergem în alte țări străine. Asociația Culturală Gederlach Folk Art s-a înființat în anul 2008. Numărul membrilor ansamblului este în creștere, în prezent grupul numărând 45 de persoane, cu vârste cuprinse între 3 și 75 de ani. Interesant! Toți membrii grupului sunt foarte mândri de activitatea fructuoasă a prezesorilor lor, care au purtat în lume bogata lor moștenire culturală și costumele deosebite. De unde vin ei? Din Ungaria, doamnelor și domnilor! Costumele lor se fac remarcate prin motivele florale colorate, se decorează șorțurile femeilor, aducând un plus de bună dispoziție dansurilor dinamice pe care ei le pun în scenă. Cu siguranță cu toții am mâncat acea mâncare deosebită, cu cartofi, cu cârnați și cu mult, mult roșu. Ce? Cum îi spune la acel roșu? Ia să vedem. Gulaș cu ce? Că eu mă referam cu paprico. Ei, iată că n-am spus degeaba, nu ne-am adus degeaba aminte de paprico, pentru că cea mai bună paprico vine de la Calocion. De acolo vin și ei, cu dansul specific obiceiului de nuntă din această zonă. Primul dans, dansul căciunii, anunță începutul distracției. Cel de-al doilea, dansul măturii, marchează finalul petrecerii, făcând trecerea spre viața casnică a tinerilor mii. Doamnelor și domnilor, dintr-o zonă frumoasă, ansamblul Gederlach Folk Art din Ungaria, în aplauzele dumneavoastră! Eu am fost Chivanoc, nu? Așa se spune. Bine ați venit la noi! Haideți, doamnelor și domnilor, să-i aplaudați!